O să citim din două locuri câteva versete. Primul verset, fapte 1 cu 8, și apoi o să trecem la câteva versete din Ioan, capitolul 13. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Iar din Ioan, capitolul 13, citim primele versete. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda, Iscorioteanul fiului Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Amin. Să ne așezăm. Vineri seara, pentru cei care am fost la biserică, mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc despre chemarea pe care Domnul o are pentru noi, pentru toți, și anume să fim roditori. Și roada aceasta se vede în două direcții, am spus. În modul în care Duhul Sfânt ia loc în noi și șlefuiește în caracterul nostru, ne formează ființa noastră și devenim tot mai asemănători cu El. Și aceasta se vede în roada Duhului care se manifestă prin noi. Al doilea mod, al doilea tip de roadă pe care Domnul îl așteaptă de la copiii săi, sunt roadele pentru împărăția lui Dumnezeu, sunt roadele pentru veșnicie. Sunt oamenii, sunt snopii, sunt necredincioșii, dacă vreți, oamenii pierduți, pentru care Domnul are un mandat pentru cei din biserică, și anume de a duce Evanghelia, de a câștiga sau de a îi expune pe aceștia la Evanghelia pe care Domnul Iisus Hristos a încredințat-o copiilor săi. Și plec de la acest adevăr și în câteva minute vreau să sintetizez și să leg, dacă vreți, sărbătoarea. Eu să mă contrazic pe mine, pentru că vreau să vă spun încă de la început că cincizecimea nu este o sărbătoare. Vai de biserica pentru care cincizecimea este o sărbătoare. Desigur, o găsim în Vechiul Testament ca o sărbătoare alături de celelalte două mari sărbători cu pelerinaj la Ierusalim, și anume Pesahul sau Paștele și Sucotul sau Sărbătoarea Corturilor. Este și cincizecimea, care pentru ei însemna darea legii și primele roade, da? Șavot. Însă, noi nu o mai vedem sărbătorită ca o sărbătoare în biserica primară și mai apoi. La fel cum Paștele. Noi sărbătorim Paștele ca o sărbătoare odată pe an. Dar adevăratele Paște este o persoană acum. Este Iisus Hristos, Paștele nostru. Pe de altă parte, Paștele este viața bisericii manifestată la cina Domnului. Noi luăm cina Domnului odată pe lună, dar în biserica primară cina Domnului s-a luat la fiecare întâlnire a bisericii. N-a mai fost o sărbătoare odată pe an. De aceea noi trebuie să înțelegem că sărbătorile vechi testamentale se schimbă în principii de credință, în viață spirituală pentru biserică. La fel este și cincizecimea. Desigur, s-a suprapus coborârea Duhului Sfânt peste celelalte două elemente care vorbesc despre sărbătoarea cincizecimii vechi testamentală, și anume, așa cum spuneam, darea legii și primele roade. Dar pentru biserică, cincizecimea înseamnă normalitatea prezenței Duhului Sfânt. Înseamnă parteneriatul continuu pe care biserica trebuie să-l aibă cu Duhul Sfânt. Am fost tot timpul intrigat de afirmațiile Domnului Iisus Hristos și m-am gândit dacă aș fi fost eu apostol, ucenic al Domnului, și Domnul să-mi spună la un moment dat, așa, să fiu și eu în grupul celor 12. Ce frumos ar fi fost, nu? Și să zică Domnul, vă este de folos să plec, că dacă nu mă duc eu, nu vine Duhul Sfânt Mângâitorul. Cum adică e mai bine cu tine? Nu știu cum o să fie cu Duhul, dar cu tine e bine. Ce a însemnat această afirmație a Domnului? Păi Domnul Iisus Hristos s-a autolimitat. În Filipeni, capitolul 2, în chenoză, găsim acolo, sau în dezbrăcarea aceea, găsim faptul că El a coborât și s-a făcut asemenea nouă și a locuit ca noi într-un trup. Asta însemna că putea să fie prezent într-un singur loc, într-un moment.
Chiar dacă după înviere îl vedem că se mișcă foarte repede, da, el nu mai este în dimensiunile acestea terestre, să zic, ale noastre, dar el prezent în trup fiind tot într-un loc ar fi fost. Ori ceea ce Domnul spune, vă este de folos să vină Duhul, este că, și acum am ajuns la punctul cheie pe care aș vrea să-l puneți adânc în inimă pentru mesajul din dimineața aceasta, și anume, versetul pivot din tot Noul Testament, din punctul meu de vedere, este Fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Păi ucenicii, după ce Domnul s-a înălțat la cer, au plecat în toate direcțiile, în nord, în sud, în est, în vest și în toate celelalte puncte cardinale. Ori, ei aveau nevoie de o împuternicire supranaturală pentru un mandat supranatural. Mandatul de a duce Evanghelia din Ierusalim, în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului este un mandat supranatural pe care Dumnezeu l-a dat ucenicilor și bisericii. De aceea lumea de astăzi are nevoie de biserică. Lumea de astăzi are nevoie de tine, pentru că acolo unde ești tu mâine este biserica asta. Dar pentru aceasta, dacă mandatul este supranatural, resursele de care avem nevoie pentru mandat supranatural trebuie să fie tot supranaturale. Cu resurse omenești nu putem să împlinim un mandat și o trimitere supranaturală. Care este resursa aceasta supranaturală? Este chiar prezența Duhului Sfânt, care venit în lume putea să fie cu toți deodată oriunde s-ar fi dus ei. De aceea le era mai de folos să vină Duhul Sfânt. Și s-a împlinit lucrul acesta în Fapte 2 și așa cum s-a spus, o să vorbiți mai mult despre lucrurile acestea, sper că nu ne amintim, că așa zicem, o să ne amintim de lucrurile astea duminica viitoare. Sper că Biserica Pentecostală nu începe doar să-și amintească despre lucrurile acestea, pentru că este o presiune în ultimul timp și un trend în ultimul timp, că se poate și fără. Nu uitați, în Biserica Primară, coborârea și prezența Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt era o normalitate, nu o excepție. Era o normalitate. Și Duhul Sfânt vine peste ei și veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Dacă ar fi fost o sărbătoare, dragii mei, atunci ar fi trebuit din an în an să se întâmple, pentru că uitați cât de minunat lucrează Dumnezeu. Dacă Domnul i-a spus așa, veți fi martori în Ierusalim, în Fapte 2, cincizecime în Ierusalim, coboară Duhul Sfânt în Ierusalim. După aceea, care e următorul pas? Iudeea, da? Toată Iudeea. Și se mută în capitolul 4 și vin cincizecimile în Iudeea. S-au întâmplat asta peste un an la următoarele Ierusalim, cum zicem noi? Nu, imediat. După aceea, în Samaria, nu? Și mergem în capitolul 8 și vedem cincizecime în Samaria. Și după aceea spre marginile pământului, Fapte 10, Corneliu, Fapte 19, în Efes și peste tot unde merge din Ierusalim, Iudeea, Samaria și apoi rusalele, dacă vreți, romane la Cornelius, rusalele în Efes, în Fapte 19, de fiecare dată acestea sunt însoțite cu coborârea Duhului Sfânt peste oameni exact pe traseul pe care Iisus Hristos le-a spus ucenicilor. Și veți primi o putere, despre asta e vorba. Întrebarea mea este, ce lipsește bisericii de astăzi că nu-și mai asumă trimiterea? Nu-și mai asumă slujirea? Una dintre marile crize pe care le văd pretutindeni în biserici și vorbesc cu mulți slujitori tot timpul despre aceasta, este o schimbare de paradigmă în mentalitatea de a sluji. Ne-am obișnuit să fim consumatori și nu ne mai putem asuma, parcă este ceva străin nouă să facem lucrurile, să avem acea atitudine, cum să zic, care să curgă din noi, să facem ceea ce Hristos ne dă să facem, indiferent ce. Nu există slujiri mari și mici, nu există slujiri importante și neimportante, nu există slujiri cu impact și cu mai puțin impact, există slujire, punct. După darul și chemarea pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia. Noi trebuie să fim disponibili la ungerea pe care Duhul Sfânt ne-o dă. Dacă trebuie să deschid ușa musafirilor, deschid ușa musafirilor, dați-vă să vă spun, este una dintre cele mai importante slujiri în biserică.
Dacă trebuie să slujesc copiii, dacă trebuie să slujesc cu homeless, dacă trebuie să... Nu contează! În familie, la serviciu, 24 din 24, viața noastră trebuie să fie una de slujitori. Este o anomalie să ne gândim la credincios care nu slujește. Păi automat când ne-am întors la Dumnezeu, am și devenit slujitori. Dar ca să fim slujitori eficienți, avem nevoie de împuternicire. Pentru mulți, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă vorbire în alte limbi. Versetul cheie din Fapte nu este și s-a coborât Duhul Sfânt peste ei și au început să vorbească în alte limbi. Este important, este excepțional, este frumos, este bine, este darul care ne zidește pe noi. Nu vorbesc împotriva darului acestuia. Dar esența este puterea Duhului Sfânt. De aceea mulți confundă și ei vor să aibă doar un semn, dar niciodată nu se gândește la putere. Dar de ce nu ne gândim la putere? N-avem nevoie de ea. De ce n-avem nevoie de ea? Nu ne asumăm slujirea. Nu uitați, botezul cu Duhul Sfânt este intrinsec legat de asumarea slujirii, nu de etalarea unei spiritualități sau unei temeri legate de o teologie că ai pașaportul, nu ai pașaportul, ci trebuie de asumarea trimiterii pe care Iisus Hristos a făcut-o bisericii. Și pentru aceasta vom primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste noi. Când se va coborî Duhul Sfânt peste noi și ne asumăm slujirea, mulți se întreabă, așa aș vrea să fiu botezat, dar nu știe de ce. Păi nu știm de ce cerem. Nu știm cum să legăm lucrurile. De ce e nevoie de Duhul Sfânt? Știți de ce este nevoie? Și acum mă mut puțin, doar câteva minute, în pasajul din Ioan 13. Atunci vom ști cum să cerem și de ce avem nevoie de Duhul Sfânt. Când vom avea atitudinea vis-a-vis de slujire pe care Hristos a avut-o și ne-a dat-o și nouă. Care a fost această atitudine a slujirii pe care Hristos a avut-o? Păi dacă ați fost atenți la citire din Ioan 13 sau dacă n-ați fost atenți, vă aduceți aminte, este deschis tabloul în care Domnul transformă masa pascală evrească în cina Domnului. Numai că în timpul cinei se întâmplă un eveniment aparte. Și anume, se ridică Domnul de la masă, ia un ștergar, ia un lighean și începe să spele picioarele ucenicilor. Ce-i atât de, știu eu, ieșit din comun acest aspect? Dragii mei, am mai pomenit pasajul din Filipeni unde îi se spune că Domnul n-a găsit cu cale, da, să fie asemenea cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat, s-a făcut asemenea, s-a făcut rob. Pe pragul ușii de la casa unde ei urmau să serbeze Paștele, trebuia să fie robul care să spele picioarele musafirilor și n-a fost acolo. Robul cel mai de jos, robul cel mai neînsemnat al casei avea un rol, să spele picioarele musafirilor și n-a fost acolo. Și în timpul cinei, Domnul, împăratul, creatorul, se ridică de la masă, ia ștergar, ia lighean, robul lui Dumnezeu se coboară și spală picioarele ucenicilor și învață cum trebuie să slujească. Atunci au rol rusaliile. Dacă învățăm și vrem să slujim ca Iisus. Și vă las două, trei cuvinte cheie. Ce a învățat prin acest gest Hristos? Ce le-a transmis ucenicilor legat de slujirea pe care ei urmau să o facă, atitudinea pe care ei trebuiau să o aibă în slujirea la care Dumnezeu le-a Domnul Iisus Hristos i-a chemat și le-a făcut această trimitere să ducă Evanghelia până la marginea pământului. Primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat ucenicilor prin gestul pe care l-a făcut, i-a învățat care trebuie să fie motivația slujirii. Astăzi nu se mai slujește în biserică pentru că oamenii nu mai au motivație. Cu un om nemotivat sau demotivat nu mai poți face nimic. Singurul lucru, singura teamă pe care o am față de generația care vine, singura, este că și-au pierdut motivația.
sau că nu i-am încărcat suficient cu motivații. Sunt demotivați, așa cum spunea și vineri, pentru că au avut totul gratis, totul rapid, le-am oferit totul fără să plătească un efort. Ba mai mult, a venit și filosofia asta la care n-am fost atenți. Au zis cât de bine sună, că toate lucrurile astea au fost bine gândite, n-au venit de nicăieri. Și de 15 ani în America, într-una, li se spune copilul la școală și la televizor și în biserică, aproape că ne place. Fii tu însuți. Și noi am interpretat asta ca însemnând fii autentic. Dar nu ăsta e mesajul, fii tu însuți? Fii tu însuți înseamnă nu-ți mai asuma luptele. Nu-ți mai asuma schimbarea. E bine cum ești, așa rău. Că bine cine, bun cine-i. Că toate gândurile omului sunt îndreptate numai înspre rău. Și vine societatea și spune, lasă demonul din tine să continue. Lasă pornirea din tine, nu te mai lupți. Și prima luptă pe care le-au luat-o generații care vine a fost lupta cu ei înșiși. Și acum toți sunt happy și pride. Da? Proud, cum sunt ei. Ce, oricum ești, oricum ești, cel mai nenorocit pe lumea asta. Dom'le, cât de mândru-i. Avem și o lună. Acum în Canada se vorbește să nu mai fie o lună, să fie tot anul. Și Domnul Iisus Hristos vine și le spune, dacă nu aveți o motivație corectă, nu veți sluji niciodată. Scade nivelul slujirii în biserică, pentru că am uitat motivația. Știți care a fost motivația pentru care Hristos a făcut gestul acesta și a vrut să-l dea ucenicilor, să aibă o motivație, să-i remotiveze sau să-i motiveze pentru slujirea care le stătea înainte? Prima a fost dragostea. Când scade dragostea, scade slujirea. Spune așa, pentru că i-a iubit până la capăt. Când nu iubim, nu slujim. Să nu ne uităm, nu mai este mediu, nu mă împinge, nu mă promovează, nu îmi spune, nu mă încurajează, nu mă gâdele, nu știu, nu face ceva. Iubesc, slujesc. Iubesc, slujesc. Să nu căutăm motive în altă parte, dragii mei. Cine iubește este ca Hristos, slujește. Asta e prima motivație. A doua motivație, și-a înțeles prioritățile. Care ne sunt prioritățile? Trăim pentru aici, nu slujim. Trăim pentru cer, slujim. Trăim pentru cer, slujim. Cum adică și-a, Domnul le-a dat motivația priorităților? Păi spune așa, Iisus, care știa că îi se apropie ceasul, a luat un ștergar. Păi, stai un pic. I se apropia ceasul, mai mult, atenție, urma să facă cea mai mare slujire în câteva ore. Slujirea pentru care a venit pe pământ, și anume să se pună pe cruce. Eu dacă aș fi fost în locul lui Hristos, n-aș fi zis, auzi, dar nu-i destulă crucificarea, trebuie să-i mai așez pe el. Dar e destul că mă pun pe cruce. Nu. No. Domnul trebuia să le dea o motivație și anume, slujirea trebuie să fie prioritatea vieții voastre. Nimic altceva nu e mai important. Știind că i-a sosit ceasul, păi atunci, când se sosește ceasul, ce mai, gata, te demotivezi. Nu, ultimele lucruri pe care le vom face în viață vor fi cele mai importante pentru cei care rămân după noi. Ultimele. Nu așa că pentru cei care v-ați pierdut pe cineva drag, tot timpul vă vin în minte sau vorbiți despre, bă, ce a spus ultima dată? Care au fost ultimele cuvinte? Cam asta e discuția, nu-i așa? Ultimele cuvinte. Și eu mă aduc aminte de ultimele cuvinte pe care tata mi le-a spus. Pentru că ultimele cuvinte rămân importante și Domnul nu le-a spus cuvinte. A luat ligheanul și a spălat. A rămas ultimul mesaj pentru ucenici. Și motivația Domnului Iisus Hristos și motivația pe care a vrut să o dea ucenicilor, pe lângă dragoste și priorități, a fost și cunoașterea identității lor. Am vorbit puțin vineri seara despre aceasta și Domnul spune așa, cuvântul Domnului spune așa, Hristos, pentru că știa că de la Tatăl vine și la El se duce, a luat un ștergar și a luat un lighean. Atunci când îți știi și originea și destinația, nu faci altceva decât iei ligheanul. Cine n-are ștergarul și ligheanul nu știe de unde vine și nu știe unde merge.
și trăiește pentru El. Înțelegem de ce se pierde slujirea? Spiritul, sacrificiu, durerea, plata slujirii? Eu mă îngrozesc câteodată și vorbeam cu ceva frați, când mă aduc aminte, când eram student acum 170 de ani, nu că bătrâni suntem de acum, păi ne bucuram dacă puteam să slujim 2, 3, 4 predici pe un weekend când mergeam în misiune. Mă aduc aminte, am bătut recordul undeva pe lângă Craiova, 5 predici, 5 cina Domnului într-o duminică. Ne-am tot dus din biserică în biserică, eram ordinat deja și predicam, dădeam cina, urcam în mașină, mergeam mai departe, predicam, dădeam cina. 5 predici, 5 cina Domnului într-o duminică. Mi-am făcut o medie, acum nu zic că după aia s-au sunat iurea. Și i-am spus unui tânăr, i-am zis, vezi că predici joi, duminică și după aia ai și un mesaj luni la tineret. O zis, care dintre astea trebuie să le fac? Și am zis, vezi că o să vină vremea în care vei vrea și nu te va mai lăsa Dumnezeu. Că Dumnezeu are nevoie de oameni cu o motivație sănătoasă. Și cei care cunosc cine sunt, au o motivație. Știm că venim de la Dumnezeu, știm că mergem la Dumnezeu, slujim. Deci, motivația slujirii noastre se bazează pe dragoste, motivația slujirii noastre se bazează pe prioritățile pe care le avem pentru ce trăim și se bazează să știm cine suntem, identitatea noastră în Hristos. A doua lecție pentru o slujire eficientă pe care Domnul o dă, nu este doar motivația, este și maniera slujirii sau modul în care trebuie să slujim. Pe lângă motivație, noi trebuie să avem o manieră corectă a slujirii, și anume, slujirea autentică este neanunțată. Nu, vedem acum și uneori e bine, uneori nu e bine, uneori sunt mesaje pentru prieteni, alteori probabil că sunt alte interese. Nu știu de ce am impresia că mai multă slujire e pe social media decât în realitate în ultimul timp. Să mă ierte Domnul, dacă... Domnul nu le-a zis, bă băieți, uitați, mergem în camera de sus și acolo să vedeți ce surpriză am pentru voi. Am acolo ceva pregătit și o să vă fac un lucru pe care niciodată nu o să-l mai facă nimeni pentru voi. Nu. Slujirea se face că trebuie făcută, că suntem slujitori. De-aia trebuie făcută slujirea, că suntem slujitori. Și slujim atunci. Nu este anunțată, nu popularizată, fariseul din noi. Slujirea autentică trebuie făcută în smerenie și nu mai vorbesc despre aspectul ăsta extraordinar, despre robul lui Dumnezeu care s-a coborât mai jos decât orice rob care era acolo. Pentru ca nimeni să nu poată să spună că eu eram sub ceea ce s-a făcut Hristos, ci toți am rămas deasupra locului în care s-a coborât Hristos, ca toți să putem să fim ridicați de El. Lăudați să fie Domnul pentru aceasta. Slujirea autentică este nepărtinitoare, nu alege, nu sortează, nu selectează pe cine slujește. Îmi am imaginat această scenă, dacă aș fi fost în locul Domnului, să iau ligheanul, să mă duc înainte și să-mi... Petru! Păi, bă, Petre, mă, cum să te spăl pe tine? Parcă aud deja cocoșul cum mă lepăda de mine în câteva ceasă, nu? Iuda! Bă, ce sună arginții, nu? Andrei, bă, toți fugiți, toți vă văd ca portârniche fugiți de lângă mine. Cum să vă spăl picioarele? Păi niciun nu meritați. Păi nimeni nu merită. Slujirea care condiționează starea celui slujit nu este slujire. Eu nu aleg pe cine slujesc. Un slujitor autentic, pe cel mai nenorocit și ticălos de pe fața pământului, îl slujește. Pentru că este nepărtinitoare. Slujirea este persistentă, continuă. Și al treilea lucru, pe lângă motivația slujirii, pe lângă maniera slujirii, al treilea lucru pe care Domnul îl dă ucenicilor pentru o slujire, pentru împlinirea trimiterii pe care Domnul i-a dat-o, după ce Duhul Sfânt se va coborî peste ei, este mesajul slujirii. Mesajul slujirii, motivația slujirii, maniera în care trebuie făcută slujirea și acum care este mesajul slujirii noastre. Și Domnul în versetul 12, dacă aș fi citit, le pune o întrebare retorică. Înțelegeți voi ce v-am făcut? Înțelegeți voi ce v-am făcut? Nu știu dacă am înțeles atunci.
Și Domnul atunci le dă niște explicații și zice așa: slujirea autentică pe care voi trebuie să o faceți nu trebuie făcută pentru interese. Nu dezinteresată, că dezinteresat în românește sună rău, da? Dezinteresat înseamnă oricum. Nu, fără interese. Și Domnul îi spune așa: dacă eu, Domnul și Stăpânul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să-mi spălați mie picioarele. Nu? Și voi sunteți datori să vă spălați unii altora picioarele, pentru că noi nu facem slujire ca să căpătăm ceva. Nu facem slujire să ne facem un nume. Tot timpul spun studenților: puteți să faceți un nume sau puteți să faceți o biserică, dar nu le puteți face pe amândouă deodată. Aveți de ales. Sunt un pic speriat de o retorică periculoasă pe care o văd într-o generație care vine acum așa în forță, lei tineri, care sunt atât de interesați de nume, de like-uri, de vizualizări, și vin cu o retorică, sacrifică învățătura autentică de dragul unor afirmații bombastice care impresionează, dar nu transformă. Atenție mare cum folosim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să transforme, nu să șlefuiască și să, wow, să impresioneze. Deci, slujirea, mesajul slujirii, slujirea nu caută interesele și slujirea nu ține cont de circumstanțe. Acum, azi așa într-un mood, zici, nu. Slujirea autentică trece de circumstanțe. Nu în fiecare zi sunt în cea mai bună stare emoțională, dar asta nu mă scutește să nu slujesc, ci eu trebuie să fiu un slujitor în orice circumstanță. Și în final, doar slujirea adevărată, ca lui Iisus și plină de puterea Duhului Sfânt, aduce împlinire peste slujitori. Pentru că Domnul spune așa: dacă voi faceți, dacă eu am făcut, ferice de voi, dacă veți face și voi. Deci vedem că pasajul acesta trece dincolo de simplu act al spălării, așa cum unii poate îl faceți, alții nu îl faceți după cina Domnului. Dar dincolo de actul în sine al spălării, Domnul Iisus Hristos vorbește despre o atitudine a slujirii. Despre atitudinea slujirii. Pentru că singurii oameni împliniți pe care eu văd în biserică nu sunt cei care nu fac nimic. Adică, în general, cei care nu fac nimic își folosesc gura când nu trebuie. Dar cei care fac, vedeți, ăia nu prea îi auzi vorbind când nu trebuie. Dar singurii oameni împliniți și fericiți sunt cei care au învățat și slujesc. Ăștia sunt cei mai bucuroși, care trag cel mai greu, cei mai disponibili oameni. E nevoie de lucruri pe care nu le vede nimeni. Nimeni nu vreau ști vreodată că s-au făcut ceva. Cei mai împliniți oameni sunt cei care fac lucrurile pe care poate nimeni pe lumea asta nu s-audă că le-au făcut. Dar le știe Dumnezeu. Le știe Dumnezeu. De aceea, nu uitați, un om bucuros în Hristos, de aceea când zice bucurați-vă tot, iarăși bucurați-vă, am putea să spunem slujiți. Tot timpul slujiți și bucuria stă ca scaiul de oaie de slujirea pe care noi o facem. Aceasta este fericirea din optica lui Dumnezeu. Nu să ne slujească nouă, pentru că Domnul la concluzionat totuși a zis: eu n-am venit să mi se slujească, ci am venit ca să slujesc eu. Nu uitați, slujirea nu este doar ce facem duminica și miercurea și joia. Asta e sărbătoare și închinare înaintea lui Dumnezeu. Asta e echipare, asta e încurajare și ridicare, pentru că slujirea este acolo unde ești tu. Slujirea este acolo unde ești tu. Tu duci slujirea după tine, pretutindeni. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Elim. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți și pe noi acolo unde suntem. Rugați-vă pentru noi, ne rugăm pentru dumneavoastră. Și acum poate că este bine să stăm ridicați. Și la final,
Ce ar fi să ne rugăm Domnului? Dacă sunt confuz în ceea ce trebuie să slujesc și poate am întâlnit și oameni care s-au zis, nu știu ce, nu, poate nu au avut o îndrumare, n-au căutat, n-au întrebat. Ce ar fi să cerem de la Dumnezeu să descopere noi care este chemarea, care este darul, care e pasiunea, focul pe care Dumnezeu l-a pus în noi și unde aș vrea să mă investesc? Ce ar fi să începem să ne rugăm Domnului pentru slujirea pe care trebuie să o facem acasă, la serviciu, pe stradă? Cum conducem o slujire? Cum, dacă vreți, cum ne odihnim o slujire? Totul este o slujire. Totul este o slujire. Să luăm viața noastră ca pe o slujire, pentru că prin viața noastră îi influențăm pe alții. Se uită, ne văd oamenii din jur, ne văd cei din jur. Și asta e o slujire. Să luăm viața noastră ca pe o slujire. Și asta ne va duce în plinirea înaintea lui Dumnezeu. Ne unim în rugăciune înaintea Domnului.